Pace tuturor! Iubiți frați și surori, nu suntem aici pentru că am fi împotriva cuiva. Noi respectăm libertatea pe care Dumnezeu a dăruit-o omului prin creație, dar credem că libertatea, care nu este dublată de responsabilitate, aduce după sine anarhia. Suntem aici pentru că noi toți credem și mărturisim că Dumnezeu a lăsat în creație, încă de la început, legi puternice, solide, statornice. Legile pe care Dumnezeu le-a așezat în creație încep din paradis, unde Dumnezeu l-a creat pe Adam și i-a dăruit-o pe Eva și le-a poruncit: creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Principiile după care funcționează universul sunt lăsate de Dumnezeu în creație, dintr-un început, și vor fi așa până când se va arăta cerul nou și pământul cel nou. Noi toți știm că Dumnezeu a poruncit: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mult și bine pe pământ. Cine nu este de acord cu aceste adevăruri imuabile? Prințul Întunericului, Părintele și Domnul Minciunii. Din acest motiv, lupta noastră este în primul rând spirituală, iar acest neam de demoni nu iese afară decât numai cu rugăciune și cu post, și cu multă smerenie, pentru că diavolul nu este în stare de așa ceva. De aceea și căzut din înalt, și Domnul Iisus Hristos l-a văzut ca un fulger prăbușindu-se din cer în adânc. Să ascultăm prin urmare glasul profetului de odinioară, care îi chema pe niniviteni la pocăință pentru a le fi salvată cetatea. Nu ne putem juca cu Dumnezeu, cu adevărul Său, cu dreptatea Sa. Noi, oamenii, putem să ne păcălim unii pe alții, pe Dumnezeu însă niciodată. De aceea, iubiți frați și surori, în pocăință, în umilință, să mărturisim înaintea lui Dumnezeu, nu pentru dreptățile noastre, că n-am făcut nimic vrednic pe pământ, nu pentru merite, că nu le avem, sau pentru virtuți pe care nu ni le cunoaștem, ci pentru credința poporului lui Dumnezeu, pentru credința părinților noștri, pentru credința moșilor și strămoșilor noștri care au trăit, s-au rugat și s-au mântuit pe pământul acesta binecuvântat, să implorăm, să invocăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează România! Doamne, binecuvintează pământul pe care ai rânduit să ne naștem și să trăim și în care ne vom întoarce când Tu vei hotărâ! Doamne, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta! Luminează-i pe conducătorii noștri, dăruiește-le înțelepciune și pricepere ca să ia cele mai potrivite decizii după voia Ta cea sfântă. Și fie ca biruitorul morții, Domnul nostru Iisus Hristos, a căruia este biruința în vecii vecilor, să ne ajute să ne îmbrace cu putere de sus, să ne dăruiască sfântul curaj al mărturisirii adevărului nostru de credință, în puterea, în lucrarea, în dragostea și binecuvântarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu dragostea Sa cea sfântă. Amin.